Bună, numele meu este Alina Tizu, bine v-am găsit. Voi prepara un cocktail tare, energizant. Încep prin adăuga dicaiper crème de cassis, lichior de coacăze negre, foarte popular în Franța, fiind lichiorul preferat al lui Hercule Poirot, celebrul detectiv belgian din romanele Agatei Christie. După care avem un rom negru, învechit 7 ani, cu note puternice de vanilie, de cacao, fructe caramelizate. După care aici am un ceai negru pe care l-am infuzat mai devreme, recunoscut pentru proprietățile sale antioxidante, fiind de asemenea un energizant foarte bun. Și ca o notă feminină adăugată băuturii, am un sirop de lavandă, un gust intens și proaspăt. După cum bine știți, parfumierii folosesc foarte des lavanda în creațiile lor. Se spune că ar fi parfumul amintirilor romanticilor. Ca ultim ingredient, am un bitter aromatic, 2 deșuri sunt de ajuns, pentru a intensifica gustul și aroma finală a băuturii. Am ales metoda stir, deoarece vreau o băutură clară, o băutură curată. Prin diluție, tocmai ce fac acum, pot să controlez foarte bine tăria băuturii. Am băgat un pahar la rece, tocmai pentru a păstra și mai rece băutura. Am ales ca și garniș un zest de lime, numai așa puțină aromă băuturii, datorită uleiurilor esențiale din coajă. Încă o notă feminină, un parfum, tot pe bază de roșu. Poirot, vă rog.